Vicepremierul României Costin Borg le-a transmis oficialilor complexului energetic Oltenia să reducă costurile. Reducerea costurilor nu înseamnă numai disponibilizări, înseamnă în ultimul rând disponibilizări. Eu vreau de la CIO și mă uit la dumneavoastră, la conducere, să veniți cu un plan credibil de reducere de costuri, a declarat vicepremierul Costin Borg. Cele două părți au discutat ieri la București despre problemele din sistem, sindicaliștii solicitând acordarea de plus compensatorii pentru angajații care urmează să plece din sistem.